Floriana a început, ea și-a început sezonul. A trecut la categoria grea. E la... Ai văzut că nu mai lucrează cu pitici la tenis? Tot cu... ce-i sub 1,85 nu o interesează. Am dat mască în mască cu Beni ieri, nu știe că eram eu. Ne-am văzut într-un centru unde el se antrenează să fie și mai iute și mai agil, nu pot să spun unde. Important este că zici că nu era Beni care l-a bătut pe Badr Hari, era, s-a împiedicat de noi pe hol și a început să-și ceară scuze și a luat geanta la piept. I-am și zis la unii că, dacă îi dau una, l-o stai imediat, e un prieten de-al meu, are să-mi ia. Da, așa, sunt, așa sunt toți spectatorii de la galele de K1, de MMA, de marile circuite. După ce pleacă de la gale, toți sunt Bruce Lee. Cine l-a văzut dată la un eveniment pe acest domn Fioros știe că e un tip blând și râde la foarte multe glume, chiar și când nu trebuie... Să râdă, râde din bun simț. Știu asta pentru că eu spun bancuri proaste și el chiar a râs la ele. Florian ne spune, dacă nu s-a lăsat Beni după succesul lui, că putea să se retragă niște luni de zile, să stea locului să numere banii. Văd că se tot antrenează. Bună dimineața, Floriana! Bună dimineața, Dani, așa este. Beni se antrenează în continuare, chiar a revenit la sală. Bună dimineața, Beni! Neața! Neața! Cum te simți după uriașa victorie? S-a schimbat cumva viața ta? Mă simt foarte bine, îți dai seama. Doar că, uite, și tu, am început antrenamentele din nou. Tot ce am construit trebuie să mențin. Viața mea s-a schimbat în bine, să zic. Mă cunoaște mai multă lume, am reușit să... Aduc, cred că, cea mai importantă victorie pentru kickboxing-ul românesc și pentru mine, evident. Te știe chiar și Cristiano Ronaldo acum. De ce? Îți dai seama, chiar făceam o glumă înaintea meciului că după ce îl voi învinge pe Badr Hari, mă va ști și Cristiano Ronaldo. Adică acum știe cine sunt. Ei e prietenul meu foarte bun și, evident, s-a uitat și la meci. Eu sunt băiatul care l-a învins pe Badr Hari, știi? Povestește-mi puțin despre familia ta, te rog frumos. Ai un puști, Patrick, nu? Are 5 ani. Da, am un băiețel de 5 ani și jumătate. Se uită la meciurile tale? Eu, Patrick, am considerat că e destul de mic să se uite în special live la meciurile mele. Nu știi cum percepe un băiețel de 5 ani. E totuși un sport violent. Am mai văzut clipuri cu mine, știe că câștig și asta e cel mai important. Evident, când va crește mai mare, o să aleagă el dacă se uită la sporturi de genul și sau nu. Ai vrea să facă În principal, aș vrea să facă sport de performanță, pentru că, într-adevăr, mi-am dat seama că sportul te disciplinează și, nu știu, sportul e o viață sănătoasă și, în cazul în care va alege sporturi de contact, știi cum e, îmi va fi foarte greu, dar voi încerca să-l susțin, știi? Soția cum rezistă? Se uită la meciurile tale? Toată familia se uită foarte greu, sora mea nu reușește să se uite, mama la fel nu se uită, soția mea se uită la meciuri, dar cu emoții, cu cărți de rugăciuni și așa mai departe. E greu și înțeleg, pentru că de fiecare dată când mă uit la meciurile prietenilor sau a cunoscuților, îmi dau seama că e mult mai greu de pe margine, pentru că ești în imposibilitate de a face ceva. Ești pe margine, poți doar să-ți dai cu părerea și atunci, evident, emoțiile sunt mult mai mari pentru cei de afară. Beni, îmi alegi mie lovitura de knockout? Da, a fost un croșet de dreapta. Știi să fac? Știu să fac, facem imediat, dar înainte vreau să le dau legătura băieților în platou și noi rămânem aici să-mi arăți, da? Da, da. Să-mi arăți lovitura de knockout. Păi pe sac sau pe tine? Pe sac, pe așa, da. Ia uite-l. Am crezut că... Florian a început de apogeu. Bine, hai că s-a mutat ăla din loc care... Oricum... 30 de chile cât are, 40 de chile. Vino la șed... Numai sac să nu fi. Forma a scăzut, a fost numărat și când a venit în... Da, da, da. Am trecut și la picioare, vouăleu, da. Nu știu dacă știți, cel mai greu este cu Beni, pe lângă faptul că da, așa că e... Nu-l vedem față de Floriana. Floriana nu e o pitică, nu e minionă. E înaltă, da. Înaltă, deci uitați-vă cât de înalt e. Și alunjă și, da, complicat.